Doi bărbați au fost prinși de polițiști după ce au furat 17 telefoane la Antold. Unul dintre ei este din Columbia. Proveniența celor 17 telefoane găsite asupra bărbaților nu a putut fi justificată de cei doi, existând indicii că acestea ar fi fost sustrase. Bianca Timșa vine cu detalii găsit prezenți la festival pentru a se distra, cei doi hoți s-au gândit să nu meargă cu mâna goală de la eveniment și să-și ia ceva ca amintire. Așa că au trecut la acțiune și au furat numai puțin de 17 telefoane mobile. Bărbații au fost descoperiți în momentul în care polițiștii au efectuat un control asupra lor. În acel moment, oamenii legii și-au dat seama că cei doi au furat telefoanele mobile, mai ales că existau deja plângeri din partea altor persoane din festival cu privire la faptul că le-au fost sustrase, iar descrierile făcute de victime i-au ajutat ca la scurt timp cei doi să fie identificați. În plus, proveniența celor 17 telefoane găsite asupra bărbaților nu a putut fi justificată de ei, existând indicii că acestea ar fi fost sustrase. În urma celor întâmplate, bărbații în vârstă de 38 și 39 de ani din Columbia, respectiv municipiul Galați, au fost reținuți pentru 24 de ore.